Așadar, Andreea, pornim la treabă, clasa a 10-a, zice un test din Maramureș, nu? Da. Faza locală. Maramureș. Parcă așa e la numai să zicem, prima chestie, 1. Subiect 1. Fie funcțiile F și G. Fie F și G. Definite pe R cu valori în R. R cu valori în R. Având legile. Așa. F de X egal cu 2X. Da. Plus radical din X pătrat plus 1. Radical din X pătrat plus 1. Și G de X. Da. Egal cu 4X. Plus 2 ori radical din x pătrat plus 1. Da. Ștergem cealaltă parte de radical. Ne avem plus radical mare. Deci plus o radical mare. Da, din 5x pătrat plus 4x pe lângă radical din x pătrat plus 1 ori radical din x pătrat plus 1. Și în afară radicalului mic, în radicalul mare totuși, așa, plus 2. Plus 2, așa, da. Demonstrați că F și G sunt bijective. Deci arătați că F și G bijective. Așa. La prima citire, subiectul acesta, ce inițiativă ai avea? Păi, am început din el și am demonstrat că F este injectivă. Așa. După aceea mai trebuia să demonstrez că este subjectivă și după trebuia să intru și la funcția și la G. Așa. Cum ai arătat injectivitatea lui F? Păi F este injectivă dacă și numai dacă F de X1 egal cu F de X2 și atunci înseamnă că X1... Se rezulte din asta. Da. Și de aici trebuie să rezulte că X1 egal cu X2. Unicitate, adică fără altă da. Variantă, da? Unde? Din F de X1 egal cu F de X2 da. Se rezulte X1 egal. De prima dată. Da. Deci F injectivă. Dacă și numai dacă din F de X1 egal cu F de X2 reiese unic X1 egal cu X2. Și ai plecat cu F de X1 ce înseamnă? 2X1. Deci F de X1 egal cu F de X2 echivalent cu a spune că X1 2X1 da, 2X1 plus radical deci radical din X1 pătrat plus 1 egal cu 2x2 plus radical din x2 pătrat plus 1. Radical din x2 pătrat plus 1. Unul l-am văzut ca 1 la a doua și am scos radical. Deci ai radical la a doua? Nu, deci am scris x la a doua plus 1 la a doua ca x2, x1 la a doua plus 1 la a doua. Aici, da? Da. X-ul la 2 plus 1 la 2. Da, așa s-a poate radical. Rămas X-ul în plus 1, nu? Da. Mai bine? Ia să vedem. Deci radical, așa să clarificăm lucrurile. Da. Radical din X-ul pătrat plus 1 la pătrat. Tu ai spus că este egal, pune un semn de întrebare aici. X-ul egal cu X-ul plus 1. Da. Adică tu ai spus așa că radical din 4, nu, din 2 la pătrat plus 1, 3 la a doua plus 4 la a doua este egal cu 7. Radical egal cu 3 plus 4, da? Da. Egal cu 7. Dar hai să facem calcul. Cât face radical din 3 la a doua plus 4 la a doua, 9, 9 plus 16, 27. 25. Da. Cât face? Egal cu 5. Da. Cum? 5 egal cu 7? Nu.
E o greșeală. Da. Unde e greșeala? Fest. La raționament. La radical, că am scăpat de radicalul ăla. Când e valabil așa ce ai spus tu? Dacă ar fi fost înmulțire? Înmulțire. Altfel, dacă ar fi fost radical, ca să fie așa x1 plus 1, trebuia să fie x1 pătrat plus 2x1 ori 1 plus 1 la pătrat, care face binomul x1 plus 1 totul la pătrat. X1 plus 1 totul la pătrat. Așa îi simplificăm. Face x1 plus 1. Deci, ce-ți lipsea ție? 2x1. Da. Nu e valabil când o sumă de pătrate egal cu radical din fiecare. Da. Radicalul dintr-o adunare nu se poate. Din unde se poate? Dintr-un produs. Dacă ar fost a pătrat, ori b pătrat face radical, face a ori b. Dacă se întâmplă ca a și b să fie pozitiv, dacă nu punem modul acolo. Iar radical din a pătrat plus b pătrat, n-ai ce-i face. Egal cu semn de întrebare, nu pot să spun că e egal cu radical din a și radical din b. Da. Este o gravă greșeală. Iată cum te urmăresc golurile din urmă. Da? Te urmăresc golurile din urmă și te sancționează. Foarte dur. Deci radicalul dintr-o adunare sau dintr-o scădere, nu radical din fiecare, numai din înmulțire sau împărțire. Radical din numărător pe radical din numitor. Proprietățile radicalului. Și ți-am dovedit pe un exemplu concret. Da? Deci așa ceva să nu mai fac niciodată. Deci niciodată. Uită! Așa ceva. Uită repede. Și ține minte că numai din produs și din fracții și altfel nu se poate. Radicalul știe. Tu l-ai obligat. L-ai obligat să facă un lucru urât. Să nu mai faci asta. Așadar, întoarcem acolo și spunem că nu știu ce să fac aici. Ar duce totul într-un singur membru. Da. Și ar veni cât? 2x1 plus radical din x1 pătrat plus 1 minus 2x2 minus radical din x2 pătrat plus 1 egal cu 0. Egal cu 0. Echivalent cu? Echivalent cu. Ce să facem acum? Să eu fac acum între 2. Așa. Și vine 2 pe... Se grupăm aici, da? Da. Deci 2 pe lângă... 2 pe lângă x1 minus x2. Da. Plus, plus radical minus radical. Da. Cal din x1 pătrat plus 1 minus radical din 2 pătrat plus 1. Egal cu 0. Să împărțim prin 2? Dar aici n-am 2. Ar veni supra 2 aici, nu? Da. Visează să scad cumva de radical. Ai un fel de A minus B. Și ți-ar trebui la a doua minus B la a doua ca să scad de radical. Ce să faci cu așa ăștia 2? Să împărțesc cu x1 la pătrat minus 1 pe lângă x2 la pătrat. Deci cu cât se mulțește? Ai A minus B. Cu cât să mulțești ca să fac A la a doua minus B la a doua? Cu A plus B, radical din x1 la deci B. Deci mulțim și sus și jos, și numărătorul și numitorul cu așa da, ceva, da? Da. Ca să nu se mulți și nimic. Deci echivalent cu? 2 pe lângă x1 minus x2 plus, scriu cât era radical din x1 pătrat plus 1 minus radical din x2 pătrat plus 1 pe lângă radical din x1 pătrat plus 1 plus radical din x2 pătrat plus 1 totul supra radical din x1 pătrat plus 1 plus radical din x1 pătrat plus 1 plus radical din x2 pătrat plus 1 și egal cu 2 pe lângă x1 minus x2. Deci, echivalent cu asta, 2 pe lângă
x1 minus x2 plus radical din x1 pătrat plus 1 ori nu, asta la pătrat. Așa face, deci radical din x1 pătrat plus 1 la pătrat minus radical din x2 plus la pătrat. La x2 din x2 la pătrat plus 1 la pătrat. Deci a fost motivul pentru care mulțim. Supra, jos, radical din x1 pătrat plus 1 plus radical din x2 pătrat plus 1 plus 1 egal cu 0, da? Da. Echivalent cu 2 pe lângă x1 minus x2 plus scăpăm radical x1 pătrat x, da, x1 pătrat plus 1 x1 pătrat plus 1 plus x2 pătrat. Atenție! Minus este. E minus, da. Minus x2 pătrat minus 1. Așa. Totul supra. Totul supra. Radical plus radical. Da. Da. Egal cu 0. Echivalent cu 2 pe lângă. Hai, mai repede. 2 pe lângă x1 minus x2. Da. Plus x1 pătrat minus minus x2 pătrat. Da, cum ar putea scrie? 1 cu 1 se duc. X1 pătrat minus x2 pătrat. Cum mai poate fi scris? X minus 1 pe lângă x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. X1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. Supra radical plus radical, da? Da. Egal cu 0. Și ce putem face acum? Să facem la același. Putem să facem radical, radical, dar să dea faptul cum pe x1 minus. Păi așa facem. X1 minus x2 pe lângă, pe lângă 2 plus 2 plus x1 plus x2. X1 plus x2 supra radical plus radical. Plus radical. Plus radical. Egal cu 0. Și iată, avem un produs egal cu 0. Când la mulțire obținem 0? Când pe rând termenii avea șansa să fie 0. Deci unul din ei. X1 minus x2 egal cu 0 și x1 plus și, și toate paranteza 2 plus da. X1 plus x2 2. Supra radical din plus radical. X1 pătrat plus 1 plus radical din x2 pătrat plus 1 să facă 0. Putem arăta că asta nu este 0 niciodată. Da. E de parcă aș spune că x1 plus x2 supra radical plus radical egal cu minus 2 și putem arăta că nu poate să fie minus 2 niciodată. Și atunci rămâne singura variantă, x1 minus x2, să facă 0. Și atunci x1 va fi egal. Egal cu x2. Deci asta da. Nu. Dar trebuie muncit un pic să le arătăm. Și rămâne doar x1 egal cu x2. X1 minus 2 egal cu 0 și x1 egal cu 0. Și am plecat de la cine? De f de x1 egal cu f de x2. Și ne-a reieșit doar varianta x1 egal cu x2. Repet, trebuie muncit să putem dovedi că niciodată indiferent ce x1 și x2 am luat, niciodată nu se întâmplă să facă minus 2. Trebuie discutat dacă amândouă sunt pozitive, dacă amândouă sunt pozitive x1 și x2, aici este exclus să facă minus 2, să facă 0. E 2 plus un număr pozitiv nu face 0. Dacă amândouă sunt negative, iar va fi dovedit că aici este număr negativ, aici va fi un număr pozitiv, dar nu va face niciodată minus 2. Că negativ pe pozitiv face negativ, dar e altceva decât 2, pentru că aici x1 pătrat plus 1 și se poate arăta foarte bine ce se întâmplă cu inegalitatea mediilor folosită acolo. Da. Și dacă unul e negativ și altul pozitiv, la fel se poate dovedi. În final, inegalitatea, relația asta nu va fi egală cu 0 niciodată. Și rămâne doar x1 egal cu x2. Iată că așa am arătat că funcția este
injectivă. Da. În momentul de față, nu... N-am făcut noi mare lucru, pentru că subiectivitatea n-am arătat-o, nu? Doar injectivitatea. Da. Funcția asta despre subiectivitate nu e chiar simplu, că să ne amintim de definiția. Hai să vedem definiția, înainte de a ne pronunța apropo de dificultate. Despre injectivitate am văzut, plecând de la index 1 egal cu index 2. La subiectivitate plecăm la fiecare y care are o pereche. Cum? Fiecare y este fericit. A, așa. F de x egal cu y. Deci să putem arăta că fiecare y e fericit. Adică pentru fiecare y să găsim x-ul, nu? Da. Încât y cu acela să fie imagine. Măcar un y, un x să găsim. Încât y cu să fie imaginea acelui x. Adică tradus asta, la orice y, deci f surjectivă, dacă și numai dacă, la orice y ne-am oprit, oricare ar fi y-ul din ea, din codomeniul, da? Din ce aici, să rezulte că există, și asta e problema noastră, să existe x-ul din tot e real, tot din el, așa încât y-ul acela să fie egal cu fx. Y cu acela să fie imaginea unui X. Da. X-ului pe care îl găsim noi. Și se pleacă așa, de la Y egal cu Fx, apare o ecuație în necunoscuta X, că Y este dat, e un Y știut, să vedem dacă ecuația aceea are soluție și care este X-ul pentru Y cu știut. Deci asta e tehnica de lucru. Să pleacă de la F de X egal cu Y, adică în cazul nostru ar fi y egal cu 2x plus radical din x pătrat plus 1 și să existe x-ul. X egal cu cine? Adică să existe x-ul, să-l găsim. Da. Și cum se procedează? Ca la ecuație rațională aici, pur și simplu. Izolăm radicalul și radical din x pătrat plus 1 egal cu 2x, egal cu y minus 2x, nu? Da. Știi bine că ridicarea la pătrat se adaugă soluții și acum ar trebui să condiția ca dreapta să fie pozitivă. Deci y minus 2x trebuie să fie mai mare ca 0, mai mare egal de 0, ceea ce ar însemna echivalent cu x-ul mai mic egal decât y pe 2. Da? Da? Îl duc pe partea cealaltă, x-ul mai mic egal decât y pe 2. Deci căutăm x în zona, x trebuie să aparțin de la minus infinit până la y pe 2. Acolo îi căutăm ca soluție. Și ridicând la pătrat, se întâmplă aici că avem x pătrat plus 1, egal cu y pătrat 4xy plus 4x pătrat. Ducem pe x pătrat și punem în partea cealaltă. Și echivalent, a spune, 3x pătrat. Nu? Când x pătrat se duce. Minus 4xy. Plus y pătrat minus 1. Egal cu 0. Deci 3x pătrat minus 4xy plus y pătrat minus 1 egal 0. Și aici că tratăm că ecuația de gradul 2 e mix, da? Da. Și zice, mix 1, 2. Egal cu... Pe jumătate putem lua. 2. 2y. Da. Recentrul x e y, da? Cu 4x, 2y. 2y plus minus radical din... 4y pătrat. Minus ac. Minus 3 pe lângă y pătrat minus 1. Y pătrat minus 1 este... Cine? Este c-ul. Da. Deci A-ul e 3, B-ul este 4Y, procentul X, 4Y, și C-ul este Y pătrat minus 1. Și am luat pe jumătate. Supra 3. Supra A. Supra 3. Supra 3.
egal cu 2y plus sau minus radical din 4y pătrat minus 3y pătrat rămâne y pătrat. Nu așa? Da. Y pătrat și plus 3. Plus 3. Totul supra 3. Întrebarea este, găsim x-ul, are rost soluțiile? Sunt 2 de x. Odată x-ul 1 egal cu cine? X-ul 1 egal cu 2y. Y plus radical din y pătrat plus 3 supra 3. Și x-ul 2 egal cu 2y minus radical din y pătrat plus 3 supra 3. Supra 3. Deci am găsit pe cei doi de, nu numai un x, chiar doi spunem că sunt. Însă trebuie să vedem care din aceste două valori sunt bune. De existat există, că y pătrat plus 3 e pozitiv. Da. Radical are rost aici, nu? Indiferent ce y punem noi la pătrat plus 3, facem un număr pozitiv. Deci delta e mai mare ca 0 și se poate găsi. Deci există x1 și x2. Nu numai un x, chiar 2. Dar să vedem dacă sunt acolo, până în y pe 2. Deci trebuie să vedem dacă aparțin, prin semn de întrebare, lui minus infinit, y pe 2. Da? Care din ele? De fapt, ca să fie aici, trebuie să fie mai mic egal decât y pe 2. Deci s-ar traduce, echivalent, cu 2y plus radical din y pătrat plus 3 supra 3 să fie mai mic decât mai mic egal. Mai mic egal, corect, decât y pe 2. Da. Ceea ce ar fi echivalent, hai să ducem pe asta la bun sfârșit să lucrăm. Da. Am amplificat cu 3 și cu 2 din coace. Și ar veni 4y. 4y plus radical din 2 radical din 2 radical, corect. 2 radical din y pătrat plus 3. Da. Mai mic egal decât 3y. Mai mic egal decât 3y. Adică ce facem aici? Ducem pe 4y în partea asta. Da. Echivalent cu a spune că 2 radical din y pătrat plus 3. 2 radical din y pătrat plus 3. Plus 3, mai mic egal decât minus y. Adică un număr pozitiv, care este mai mic decât un număr negativ. Ar trebui să fie y cu negativ, ca minus cu minus facă plus, nu? Da. Deci de aici o observație, y-ul să fie mai mic ca 0. Nu pentru orice y găsim, ci pentru y cei negativi. Da. Că ce am avut noi să arătăm? Pentru orice y din ier, pentru orice y din ier, să există x-ul. Și pentru e negativ și pentru e pozitiv. Mergem să fie negativ și vedem dacă negativitatea este corectă. Deci dacă y-ul este negativ, atunci apare că un număr pozitiv mai mic decât un număr pozitiv este o chestie corectă. Se poate întâmpla. Este o șansă să vedem dacă se puizează cu y mai mic la 2. Deci echivalent. Ridicăm la pătrat bine 4 pe lângă y pătrat plus 3 mai mic decât y pătrat. Nu așa bine? Da. Și acum ridicăm la pătrat. Disfacem paranteză, vine 4y pătrat. 4y pătrat plus 12 mai mic egal decât y pătrat. Y pătrat. Îl ducem pe y pătrat în stânga și ca și cum ar fi 3y pătrat plus 12 mai mic egal decât 0. Fals. Da. Adică un număr pozitiv plus 12 mai mic ca 0 nu se poate întâmpla așa. În concluzie, cu varianta lui x1, cu varianta lui x1, soluția ecuației ce era în ideea găsirii x-lor pentru care se întâmplă egalitatea de x egal cu y, odată cu x1-ul ăsta cerea ca y-ul să fie negativ ca să pot lucra și chiar și așa mă duci la o prostie, o trăznă. Da. Cel de-al doilea y, să vedem dacă am ieșire cu cel de-al doilea y.
Adică ar fi ce? Ar fi problema dacă 2y minus... Minusul radical din y pătrat plus 3 supra 3. Y pătrat plus 3 supra 3, care este cel de-al doilea x2, nu? Da, da, mai mic egal decât y. În șansa mea, sau dacă vrei, toată speranța mea este ca acesta să fie bun. Da. Unde să se afle? Să se afle de la minus infinit la y pe 2, neapărat acolo să afle, ca să știu bine că este un x din zona respectivă. Da. E? Hai să vedem. Asta însemna ca să fie aici mai mic egal decât y pe 2, nu? Deci aici ar însemna echivalent cu traducerea e 2y minus radical din y pătrat plus 3 supra 3 să fie mai mic egal decât y pe 2. Da. Echivalent cu? Ducem la același numitor și avem 4y. 4y minus 2 radical din y pătrat plus 3. Da. Mai mic egal decât 3y. Mai mic egal decât 3y. Ducem radicalul radical dreapta și 3y îl aducem în stânga și îl rămâne echivalent. Y mai mic egal. Y mai mic egal decât 2 radical din y pătrat plus 3. Y pătrat plus 3. Echivalent. Ridicăm ambii membri la pătrat și avem y la pătrat. Y la pătrat. Mai mic egal decât 4 pe lângă y pătrat plus 3. Y pătrat plus 3. Echivalent. Cum ar spune că... 4y pătrat plus 3. Duc și un pic y pătrat în partea cealaltă. 3y pătrat. 3y pătrat. Plus 12. Mai mare egal decât 0. Adevărat. Adevărat. Da? E adevărat asta. Înseamnă că avem bucuria că avem unul din X și în zona aceea. Deci, X-ul respectiv este soluția ecuației, este cel care asigură imaginea pentru un Y socotit de noi. Deci, pentru Y real, era întrebat dacă există X-ul. Da. E, pentru Y real, rezultă că există X egal cu X-ul care l-am găsit, da, X egal cu 2Y. 2Y minus radical din Y pătrat plus 3 supra 3. Supra 3. Există X-ul ăsta, l-am găsit. Da. Și în clipa asta chiar un singur X este. Nu sunt 2 de X. Am garanția că măcar un X există și atunci funcția este subjectivă. Da? Socotim noi un Y la întâmplare reală. Am găsit x-ul de forma 2y minus radical din y pătrat plus 3 supra 3, da, care este soluția ecuației aceea, adică este imaginea y cu acesta, imaginea lui x-ul, acestui x pe care l-am descoperit. Bine. Și am demonstrat că f... Am arătat în felul ăsta că funcția f, f definită pe ea, cu valori în ea, având reexprimarea f de x egal cu 2x plus radical din x pătrat plus 1, este injectivă, f surjectivă, am muncit împreună acum, se dută f bijectivă și există f la minus 1, inversa, care schimbă domeniul cu codomeniu, adică tot pe ea cu valoare în ea, pe data asta, și are rețeta f la minus 1 de y aici, în variabila y, da? Da. De y egal cu 2y minus radical din y pătrat plus 3, totul supra 3. Asta este rețeta inversă. Dar urechea la noi nu este obișnuită variabila y și de regulă o dăm în variabila x, f la minus 1. Există în variabila x, f la minus 1 x egal cu 2x minus radical din x pătrat plus 3, totul supra 3. Aceasta este rețeta funcției inverse, da? Da. Legea de corespondență a inversei. Autorul nu ne-a cerut asta. Da, dar nu ne-a cerut să arătăm că doar funcția este bijectivă.
nu ne-a cerut și inversal. Noi am reușit să găsim inversa pentru F. Că pentru G să nu încerci să spun care este inversa, da. nu ți-o spun. Adică este imposibil să mă pot gândi să rezolv ecuația aceea atât de dificilă. Foarte dificilă chiar. Așa. Noi mai avem 8 minute oficial pe cameră. Cât mai avem? 8. 8 minute. Da? Păi, asta este. Ne-am dus destul de bine pe subiectul ăsta. Acum, eu aș vrea să spun că cât privește bijectivitatea la funcția asta, 2x plus radical x pătrat plus 1, aș face-o cu totul și cu totul altfel. M-aș gândi să arăt că funcția asta, iată, e o funcție de o sumă de două funcții, e f(n) de x egal cu 2x, și altul cu radical x pătrat plus 1, dacă arăt că sunt strict monotone și continui, va fi clar că funcția este chiar bijectivă. Este și injectivă și subjectivă. Deci m-aș duce așa. Să zic f de x egal cu 2x plus radical din x pătrat plus 1. Aș nota f1 de x 2x f2 de x egal cu radical din x pătrat plus 1. f1 definită pe el cu valorile R. Și F2 definită pe tot pe R cu valorile R. Și atunci despre F1 și F2 se vede că F1 este strict crescătoare, e funcția de grad 1. Este strict monotone, strict crescătoare, da. Da. Deci, F1 strict crescătoare, F2 însă nu-i strict crescătoare. Este pe o porțiune descrescătoare până la 0. Când x-ul e egal cu 0, x-ul este 0, rămâne 1, cea mai mică valoare. Deci, pe minus infinit 1 este descrescătoare, minus infinit 0 descrescătoare și pe 1 crescătoare. E? Aici am o problemă. Deci, tot prima variantă, mai sigur. Da, am o problemă pentru că nu este strict monoton tot timpul. Ci am rupt în două zone și aici e o problemă complicată. În concluzie, n-aș putea să merg cu monotonia. Dar de regulă se poate face. Adică dacă nu exista radicalul... Deci dacă ar fi fost o altă formă și n-aș fi avut forma asta, deci dacă și asta ar fi fost strict crescătoare, tot timpul, suma două funcții crescătoare, strict monotonă, continuă, este bijectivă chiar. Și atunci mi-ar fost mult mai ușor. Asta e din cauza radicalului, nu? Nu, din cauza lui x pătrat plus 1. Că x pătrat plus 1 nu are singură monotonie. Dacă aș face imaginea y-lor pentru funcția f, pentru f de x, f3 de x egal cu x pătrat plus 1, deci pentru funcția f3 am notat x pătrat plus 1, x și vin de la minus infinit la plus infinit, în 0, când x egal cu 0, imaginea este 1, când este 1 la pătrat plus 1 face 2. Când x este minus 1, minus 2, face 4 și 1, 5. Și mai departe. Se vede că cu cât vin mai în stânga, y-ii sunt din ce în ce mai mari. Da? Da. Adică, practic, funcția este descrescătoare. Și că x se iau de la minus infinit până la 0 și y-ii vin la valori mari și până tot scad până la 1. Da. Și după de la 1 iar cresc. Iar de aici încolo cresc. Deci 2, la 2 este 5 și mai departe. Deci pe aici funcția este descrescătoare și de acum cum este? Crescătoare. Deci nu se păstrează același sens de monotonie. Da. Iar un minim în 0, cea mai mică valoare pe care o atinge este 1, iar de acolo y care iau naștere,
sunt mai mari ca 1. Da? Și deci nu mai am același sens de monotonie, că trebuie să iau așa. Pentru orice x1 mai mic ca x2, f de x1 să fie mai mic decât f de x2. Dar aici e tot mai invers, că sunt descrescător și partea asta crescător. Deci nu mai am același sens de monotonie. În concluzie, f1 respectă crescător tot timpul, dar F2 nu mai respectă monotonia, că și radicalul păstrează sensul de monotonie aici, aici vor fi descrescătorii, deci cu radicalul acționând asupra lor, fi orice crescători. Deci m-a întrebat... legat de funcții. Deci m-a întrebat care este problema, din ce motiv da, monotonia asta. Da, din cauza lui X pătrat. X pătrat plus 1, că nu mai respectă el. Da. Și X pătrat plus 1 bate și la radical, că radicalul copiii ce face x pătrat plus 1. Pe zona unui crescător, el va oferi y în ordinea aceea și în partea cealaltă, în ordinea ca x pătrat plus 1, determină apariția lor. Și în final spunem că despre funcția asta, prin varianta asta, n-aș fi mai putut... Eu am întrebare legată de funcții. Zi, mă gândeam azi, mă uitam în culegere la definiții, la da. Subiectivitate și injectivitate. Dacă mi se cere să arăt că este inversabilă, așa. Ca să demonstrez că este inversabilă, trebuie să demonstrez că e bijectivă. Corect. Dar ce rost are să demonstrez că e bijectivă dacă oricum bijectivitatea are în sine o definiție? Păi, adică definiția înseamnă injectivitate și surjectivitate. Păi cele două la un loc. Păi nu puteam să zic la inversabilitate, demonstrați că este inversabilă ca definiție. Se demonstrează că este inversabilă dacă este injectivă și subjectivă. Păi da, adică tu te întrebi de ce nu se duce cu referire da. Direct la subjectivitate și injectivitate, ci zice bijectivitate. Pentru că global, între noțiunea de bijectivitate, surprinde pe amândouă. Ca să nu pronunți și subiectivă și injectivă, spui bijectivă. Că tu trebuie să subînțelegi prin bijectivitate ambele lucruri, da? Da. Deci, așa s-a acceptat pentru că deja am numit într-un